Guvernul ia în considerare extinderea programului privind limitarea dosului comercial la alimentele de bază. Potrivit executivului, există totodată posibilitatea ca lista alimentelor incluse în program să fie extinsă sau modificată. Antoanela Răileanu vine cu date suplimentare. Bună ziua, Antoanela! Bună ziua, Andreea, bun găsit tuturor. Așa este, guvernul ia în calcul extinderea programului privind plafonarea daosului comercial pentru alimentele de bază, iar anunțul a fost făcut ieri de către purtătorul de cuvânt al executivului. La momentul de față există aceste discuții cu procesatorii și retailerii din țară. Mai mult decât atât, lista cu alimente de bază ar putea să fie modificată sau completată, a precizat purtătorul de cuvânt. Mai mult decât atât, Consiliul Concurenței confirmă faptul că s-a simțit o ieftinire a alimentelor de bază de la raft comparativ cu luna iunie, acum în luna august. Așadar, datele prezentate de Consiliul Concurenței arată că prețul mediu la alimentele de bază vizate de ordonanța de plafonare a daosurilor comerciale a scăzut cu până la 49% în mai multe lanțuri de magazine din țară. Reamintesc așadar că la data de 1 august a intrat în vigoare o ordonanță de urgență care prevede plafonarea a daosului comercial pentru 14 alimente de bază. Aceasta a intrat în vigoare pe o perioadă de 3 luni și vă spuneam, guvernul se gândește să modifice, să se prelungească ordonanța începând cu data de 1 noiembrie.